Salutare! Noi suntem echipa Avengers și am creat această aplicație numită Quimistry, care este legată de chimie. Ok, să începem cu echipa. Echipa este formată din cei pe care puteți vedea pe ecran. Fiecare a contribuit la crearea acestei aplicații cu ceva, cât de mic posibil sau cât de mare, oricât de mare ar fi fost task-ul acestuia. Și puteți vedea acum, apoi. În fine, ce este Quimistry și cu ce vă poate ajuta? Quimistry este o aplicație care te poate ajuta să înveți mai bine chimia organică. Gen, te ajută în studiul acesteia, mai ales în studiul alcanilor. Și aceasta... Da, alcanii, da. Ok. Ok. Și totul a plecat de la o idee care este că această aplicație trebuie să fie cât de simplă posibilă și cât de compactă, aducând un rezultat care te poate satisface, să spunem așa, și de aceasta are și un design simplist. Aplicația dispune trei funcții. Una este modul sandbox, quiz și tabelul periodic. Ok, în modul sandbox, userul are libertatea de a crea propriul alcan, urmând ca aplicația să îi dea numele alcanului, puteți vedea aici. Next. În modul quiz, userul poate să-și testeze cunoștințele în legătură cu chimia organică, având la dispoziție patru variante de răspuns, dintre care numai una este corectă. De asemenea, am implementat și tabelul periodic. Pentru că este de chimie fără tabelul periodic. În acest tabel putem selecta oricare dintre cele 103 elemente. Aici am ales carbonul. O fază ordinară solidă, masă atomică, 12,12. Da. Concluzie. Lucrurile pe care le-am învățat cel mai bine au fost că cel mai important este comunicarea. Pentru că fără comunicare nu am reușit să îmbinăm tot proiectul și este mult mai bine când toate sunt puse cap la cap și stabilite dinainte. Și de asemenea am făcut un video care să prezinte cum s-au simțit oamenii care au testat aplicația. Chemistry is considered to be one of the fundamental sciences. Everything in the universe obeys natural law. Twelve seconds later. Mulțumim! Și de asemenea încă un rând de aplauze pentru toate proiectele care au fost prezentate înainte și care urmează să fie prezentate în această zi.